Cred că asta poate fi NND. Bravo! Corect. Ați văzut? A ghicit. Nu. E corect. A ghicit. Nu, eu să vă spun. Eu într-adevăr am ghicit-o, dar copiii ăștia sunt superbi, într-adevăr. Cu deosebit plăcere i-am ascultat. Se vede treaba că pe malul Nistrului cresc copii talentați. Într-adevăr, foarte frumos v-ați prezentat, foarte... Chiar ca o bomboană, vă spun sincer, cu da, onoare. Da. Ei au noroc de un conducător extraordinar, doamna Lilia Țurcanu. Aplauze pentru doamna Lilia Țurcanu din Rezina. Lilia Țurcanu a educat copiii, Ianuș Țurcanu i-a șoptit lui Boris Bechet. Bine. Așa e în Moldova asta. Și acum cadouri pentru acești copii, diplomele noastre de participare la acest show, să vă aducă noroc. Cadouri dulci de la firma Drancor. Mulțumim acestei firme pentru că este sponsorul emisiunii noastre. Și câte două invitații la pizza mozzarella. Poftă bună! Și diploma pentru voi. Vă mai așteptăm și salutări tuturor celor din Rezina. Bravo! Scorul la acest concurs este 1-1! Iar show-ul continuă! Dacă ne uităm atent la panoul cu baloane, vedem 4 baloane verzi și 3 baloane galbene. Acum, iubiții noștri concurenți, aveți șansa să obțineți un număr mare de puncte, pentru că urmează al 4-lea concurs. Lumea copilor, copiii vor recita poezii foarte greu de descifrat, iar dumneavoastră, pentru fiecare cuvânt descifrat, luați câte un punct. Sunteți pregătiți? Da. Atenție la ecran. Mi-a cuțit ce gagura mare. Nu mă pădă. Așa e. Deci acum nu-ți adun. Ia cani acum. Mamă, dacă te obiac, nu mă bat când găsesc fătament, când aveai copil ca mine. Câte pânze a făcut, mama ta nu te-a bătut. Mulțumesc, a venit. Mergem cu supărat, ufunic la pescat, e cu mergi pus, sotănetul carabus. Mi-o trec gura mare, nu te mai părăli a soarele, că de acolo nu te-a drum, că te au cane cu. Acum asistentele noastre vor număra fiecare câte cuvinte a descifrat, iar noi vom afla rezultatele după publicitate. Lumea copilor, papantilor nimai.
Îți dorești o vacanță de neuitat? Crista Sam te invită să descoperi lumea. Ofertele din vara aceasta sunt cu adevărat ademenitoare. Vrei la munte? La mare? Nu uita! Pentru a fi pretutindeni, e de ajuns să fii la Crista Sam. Apropie momentul culminant al show-ului. Peste câteva clipe vom afla cine a învins în această competiție veselă, dar mai întâi să vă spunem care sunt rezultatele ultimului concurs, concursului Mai Înțeles. Așadar, asistentele noastre au numărat cu atenție cuvintele descifrate de dumneavoastră și iată ce rezultate avem. Echipa verde a descifrat 35 de cuvinte, iar echipa galbenă 24 de cuvinte. Scor final 39-27 pentru echipa verde. Eu vreau să vă spun, mulțumesc. Eu vreau să vă spun că la ultimul concurs era și firesc să câștigăm noi. Fiindcă scriitorul scrie cuvintele, dar noi actorii tot timpul descifrăm ceea ce au scris scriitorii. Așa că nu ne-a fost mai ușor să descifrăm. Eu cred că nu a pierdut nimeni. Pentru familia noastră este o onoare să felicităm acest cuplu minunat de actori care au și, nu numai că aud, dar și ascultă. Dar eu nu plec din acest studio până nu spun o poezie. În pădure un moș cu barbă a pierdut un leu prin iarbă. Vulpea zice, prima eu l-am văzut, e leul meu. Lupul scuipă printre dinți, leul e al meu, să știți. Ei ba, ursul mormăi, eu socot că al meu va fi. Ba. Ce aveți? Ce aveți cu leul meu? Iese din tufiș un leu. El e leu și eu sunt leu. Oare e atât de greu să înțelegeți că e al meu? Cum era de așteptat, ceilalți nu au protestat. Ce puteau să facă ei împotriva la 2 lei? Această poezie minunată și multe altele tot minunate a fost scrisă de Ianoș Țurcanu. Mulțumesc! Câștigătorii sunt Boris Bechet și Magreta Nazarchevici și de fapt am câștigat astăzi toți împreună cu tante Ludmila. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați știut să reveniți în paradisul copilăriei, pentru că v-ați dat în mintea copiilor, ați făcut o sărbătoare pentru toată țara și noi așteptăm cu nerăbdare întâlnirile cu dumneavoastră. Iar acum vreau să vă spun că veți pleca și dumneavoastră și dumneavoastră la câte un restaurant. Aceste două minunate restaurante se numesc Ecuator și Indian Tandoori. Dar învingătorul concursului are dreptul să-și aleagă primul restaurantul la care dorește. Nu, Ecuator. Ecuator! Echipa verde va pleca la Ecuator. Nouă ne convine foarte bine lucrul ăsta, că la Ecuador am fost de multe ori, dar la Indian Tandoori ne vom duce, cred că astăzi sau mâine. Eu vă doresc să petreceți de minune. Totul e bine. La aceste restaurante și mai avem niște cadouri pentru dumneavoastră pe care vi le oferă Asociația Crucea Verde din Moldova, distribuitor exclusiv a produselor cosmetice de marcă comercială Divo și Yemency. Iată aceste cadouri minunate pentru dumneavoastră.
Iar noi vrem să mulțumim din suflet și celorlalți sponsori. Aceștia sunt Oriflame Moldova, buticul numărul 59 din Ialat, buticul numărul 103 din Sun City, filiala fabricii de frigidere Arctic din Găiești, România. Un moment, o mică anunț fac și eu. Acum ne-au prevenit că o să dansăm după asta în scenă. Eu vă rog frumos, am de gând să dansez și eu. Cei care sunt mai slabi de inimă și copiii mici să fie duși imediat la televizor. După asta dansez și eu. Iar noi ne revedem sâmbăta viitoare la aceeași oră. Tanti Ludmila Show, Tanti Ludmila Show, lumea copiilor la Tanti Ludmila Show. Ești mare și atâtea știi, și-ai uitat că am fost copii. Dar ai zâmbet de ștrengar și toți anii nu mai contează. Lumea e din nou cum o știai, erai mic și o stăpâneai. Hai de vino lângă noi, fii copil și te distrează. Nu mai am răbdare să ascult mereu. Știu că e prea des și nu-i un lucru firesc. Doar vreau să mă auzi cât de mult te iubesc. Da, nu pot aștepta. Da, ești în mintea mea. Iubește-mă, iubește-mă așa cum știi, strânge-mă, hai ia-mă cu tine, iubește-mă, orice ar fi. Vin înspre tine, iar drumul e lung, știi, mi se pare că nu mai ajung. Te văd să te ating, te-ți spun cât mi-a fost de dor. Încă o dată, vă rog. Hai, în continuare, continuare. Dar nu mai, când mai part? Să te văd, să te ating, să te spun cât mi-a fost de dor. Nu, m-am emoționat. Hai. Să te... Vin înspre tine, iar drumul e lung. Știi...